Alături de noi este și domnul Cristin Popa, director executiv monitorizare și control la Ancom. Bine ați revenit la Financial Intelligence. Bună ziua, mulțumesc de invitație. În primul rând, permiteți-mi să vă felicit pentru buna organizare cu care ne-ați obișnuit și pentru temele pe care le dezbateți. Și noi vă mulțumim pentru parteneriat și, desigur, vrem să lăsăm cât mai mult loc pentru dezbateri. Eu sunt sigură că aveți lucruri interesante să ne spuneți. Aș începe cu noile reglementări în mediul online. Ce ne puteți spune? Da, în mediul online, evident că era nevoie de a face pași rapizi și de a avea lucrurile legiferate mult mai clar. Iar astfel de conferință este un moment foarte bun în care împreună putem dezbate, putem veni cu subiecte noi și mai ales subiecte din zone sigure, cu informații clare și concrete. Este o conferință în care avem o comunicare coerentă și consecventă și corectă cu toate informațiile pe care le avem. În ceea ce privește reglementările din mediul online, știm cu toții că urmează să mergem până la capăt cu legiferarea în ceea ce privește sancționarea, practic, a conținutului ilegal din mediul online, și aici vorbim de DSA, și vedem cum toate mediile din Uniunea Europeană sunt interesate și sunt implicate în acest subiect. Începând cu 17 februarie avem în vigoare regulamentul european pentru servicii digitale, iar acest regulament ce urmărește de fapt? Să avem o garantare a mediului online, vom avea o creștere a protecției utilizatorului, a consumatorului și mai ales a minorilor, dar inclusiv încurajarea inovației. Potrivit regulamentului european de servicii digitale, fiecare stat membru trebuie să desemneze autoritățile competente și să-și desemneze câte o autoritate de coordonare, cu rol de coordonator la nivel european. Avem o lege care este în curs de a fi promulgată, ieșită din votul Senatului, prin care Ancomu este nominalizat ca și coordonator pentru servicii digitale, ceea ce înseamnă că va fi responsabil de implementarea în totalitate a tuturor regulilor ce revin din regulamentul european. Iar în momentul de față suntem în plin proces de elaborare a legislației secundare și avem în momentul de față în dezbatere, în consultare publică, 4 proiecte și dați-mi voie să fie în termeni juridici, să nu greșesc. Avem în consultare stabilirea procedurii de soluționare a petițiilor cu termen până pe 15 martie, certificarea organismelor de soluționare extrajudiciară a litigiilor, tot 15 martie termen, iar săptămâna trecută am propus spre consultare publică acordarea statutului de notificator de încredere, unde termenul este de primire a observațiilor este 4 aprilie și tot până pe 4 aprilie avem și procedura de informare pentru furnizorii de servicii intermediare. Iar cu această ocazie dați-mi voie să vă invit pe toți să studiați deciziile propuse în consultare și până la termenele spuse să veniți cu propuneri, cu îmbunătățiri, cu observații de care noi să ținem cont în analiza finală și înainte de elaborarea deciziei finale. Urmează în scurt timp să ieșim în consultare cu o decizie pentru tot așa juridice, reguli generale pentru derularea inspecțiilor de către personalul de control al autorității și cu procedura de certificare a cercetătorilor agreați. Și urmează și alte decizii la care
Încă nu avem conturat un material de scos în consultare, dar în scurt timp îl vom avea. De toate aceste reglementări secundare avem nevoie pentru ca acest regulament să devină operațional. Este musai nevoie, dacă pot spune așa, ca autoritățile statului să colaboreze. Și asta o putem face dacă în implementarea regulamentului european autoritățile statului vor funcționa ca un întreg. Pentru că avem nevoie de un mediu online sigur. Instituțiile statului trebuie să vorbească pe aceeași voce și să colaboreze. Și vă dau exemplu în ceea ce privește terorismul. În momentul de față, o foarte bună colaborare între ANCOM, Ministerul de Interne și Serviciul Român de Informații a făcut ca, indiferent unde și ce a apărut în mediul online în România pe promovarea terorismului, să fie scos și să nu mai poată fi accesat. La nivel european vedem cu toții o atenție foarte sporită asupra subiectului și citeam ieri că a fost adoptat în Parlamentul European regulamentul pentru inteligența artificială, urmând la fel implementarea și regulile finale și ulterior cele secundare. În plus, suntem în dezbatere în ceea ce privește deepfake-ul. Că tot suntem într-un an electoral, evident că și pe publicitate politică avem adoptat regulamentul, urmând să venim cu mediul de colaborare între instituții. Toate acestea ne duc evident la concluzia că suntem la începutul deceniului de digitalizare, de transformare digitală, va fi un deceniu al mediului online. Cu toții trebuie să ne schimbăm poate și gândirea și abordarea, astfel încât reglementările să ne ducă către un mediu online sigur, dar trebuie să ne transformăm și să fim și noi în pas cu noile tehnologii, astfel încât prin legislația pe care o vom avea să putem folosi toate beneficiile aduse de tehnologie, însă trebuie să avem grijă și de protejarea utilizatorului final, creând un mediu online cât mai sigur, dar fără a afecta vreun fel libera exprimare. Ați menționat toate aceste reglementări și ceea ce ne dorim. Dacă se poate, să venim puțin în concret. Adică ce o să vedem noi după ce vom avea toate aceste reglementări? Pentru că în momentul ăsta vedem așa, plin pe rețelele de socializare de fraude financiare, prin promovarea, prin deepfake a unor personalități chiar din România, de la premier până la guvernatorul Muguri Sărescu și foarte multe persoane, foarte mulți cetățeni care pică în plasa acestor filmulețe de pe rețelele de socializare. Vedem copii minori pe rețelele de socializare care își declară vârsta în fals. Ok, toate aceste amenințări legate de terorism ați reușit să le contracarați, dar în concret pentru cetățean, ce nu vom mai vedea și ce vom vedea după toate aceste reglementări? Sunt convins că, nu știu, poate chiar anul viitor, pe timpul ăsta, la următoarea dumneavoastră conferință organizată, la următoarea ediție, vom putea spune concret ce nu mai este voie pe internet, ce nu mai poate fi postat pe internet și cu siguranță vom povesti modalitatea prin care autoritățile statului, în funcție de fiecare zonă, fiecare autoritate unde are competențe, cum acționează pentru eliminarea acestui conținut și, evident, cum și sancționează pe cei care au astfel de ieșiri.
Și veți putea folosi și dumneavoastră autoritățile, tehnologia în sprijinul eliminării acestui tip de conținut. Adică mă gândesc că este foarte simplu, dacă un filmuleț a fost făcut cu inteligența artificială, da, să vorbească premierul Ciolacu în acel filmuleț fără să fie el, ați putea tot la fel să identificați, să folosiți aceste instrumente, să identificați falsurile. Cu siguranță, în primul rând, vom reacționa la sesizări. Acesta va fi primul pas de reacție natural al fiecărei autorități. În plus, și noi vom dezvolta astfel, vom folosi și noi tehnologia pentru a preveni și a avea un mediu online, cu siguranță. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes. Și eu vă mulțumesc. Eu cred că trebuie să vorbiți cu rețelele de socializare, că dacă eu tot raportez la Facebook și tot raportez că uite, deepfake, acțiuni, se văd acțiuni, oamenii își pierd și nu se întâmplă nimic. Cred că este o problemă la nivel european. Atenția pe subiect, pe mediul online la nivel european este evidentă. Foarte multe dezbateri, foarte multe reglementări vin să prevină exact aceste lucruri. Că nu e posibil să raportezi de 100 de ori și să nu primești nimic. De regulă, prima dată apare noua tehnologie sau apar noile provocări date de tehnologie, după care trebuie și noi să ne mișcăm cât mai dinamic, să fim aproape în același pas cu tehnologia în ceea ce privește reglementarea și sancționarea conținutului ilegal. Mulțumesc, vă urez succes! Aveți nevoie!